Volumul de proză Secretele Sfinxului, semnat de Mihael Adrian Duca, va fi lansat în ziua de 9 aprilie de la ora 17 de către Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva în incinta Deva Mall, etaj 4, Saldor. Este primul roman publicat de autor, o evocare a lumii ca zone din România contemporană. Mihael Adrian Duca și-a început activitatea literară în adolescență, activând în cenaclul Casei de Cultură din municipiul Hunedoara. Ulterior, în anii maturi, s-a dedicat activității științifice, publicând 5 cărți din domeniul educației fizice și sportului. În paralel, a colaborat cu mai multe publicații, iar în anul 2008 și-a susținut teza de doctorat. Volumul Secretele Sfinxului are drept moto cuvintele "Fericiți acei ce pot cu arma în mână să-și apere familia, patria și viața". Autorul realizează un tablou veridic și complex al vieții militarilor și ofițerilor într-o unitate militară. Tablou în care întâmplările specifice acestui mediu sunt relatate cu umor și ironie. Portretele de ofițeri sunt bine conturate și definesc tipuri de personaje specifice vieții militare.